Suntem la sămănăstire în fiecare zi. Canonul va începe la ora 16. La ora 4. Iar miercuri vom începe la ora 3. La cele 3 zile de post aspru. Și apoi ieșim joi cu totul din canonul mare. Rog pe milostivul Dumnezeu să vă ajute, să ne ajute, după putere, putință, să nu supărăm pe Dumnezeu, că e bine să păstrați măcar cât ține canonul, cei care într-adevăr vă căutați frumos de suflet și neosândirea, bine ați auzit astăzi în cuvântul propovăduit, nu osândiți pe cel ce mănâncă, nici pe cel ce nu mănâncă. Cu toții mulțumim și aducem slavă lui Dumnezeu. Dar mă refer la cei care aveți o rândeală de când vă cunosc, de peste 25-32 de ani care vă faceți canonul aici. Acum știți, eu mai spun și pentru ceilalți, că au fost multe cazuri când am unii țin post forțat, din auzite sau și li se face rău, fiind bolnavi, sau avem ocazia să fim mai curați, sufletește și trupește. Să ne apropiem mult mai mult de Dumnezeu, să fim, să încercăm să fim în slujba lui Dumnezeu, să fie cu gândul curat, să ne facem rugăciunea pravila, rugăciuni de omenință către Dumnezeu Tatăl, către Mântuitorul, către Îngerul Păzitor, către puterile cerești, să ne lipsească, Doamne ferește, Paraclisul Maicii Domnului în fiecare seară, acatistul zilei, fiecare zi are un acatist, știți prea bine, da? Rugăciune dimineață, rugăciune de seară și toată blagoslovenia cei care trăiți în curățenie, cititul psaltirii. Uite, o catismă, două pe zi. Ați văzut că în mănăstiri se citesc saltirile. Două, trei catisme la utrenie, la vecenie. Și ce e în plus? Adică mă refer tot ce este pentru suflet. Citind Patericul, o carte folositoare. Scriind o cântare, dărind-o celor care nu știu carte. O rugăciune care nu știe rugăciuni. Dând o icoană de pomană, o candelă, cum am spus și în predică, în cuvântul de astăzi. Să ne ajute milostivul Dumnezeu să facem fapte și să nu ne merițăm. Cele mai mari ispite în post vin de la trup, diavol și om. Mâncarea, postul, să știți că nu omoară pe nimeni. Din contră, ați văzut că sănătatea trupească deseori o rezolvăm cu post și rugăciune. La praznicul de astăzi, care se face pentru cei răposați, părinții slujitori adormiți, trecuți la cele veșnice din cimitirul mănăstirii, dar în ultimul rând, monahia Lavrentia, care a avut câțiva ani de vețuire, a vețuit în mănăstirea noastră, a făcut ascultare și am fost duhovnic de peste 20 de ani. Monahia Lavrentia, care o pomenim astăzi, și încă două văduve care mănăstirea le-a îngropat. Dacă vă ziceți aminte, am făcut o căsuță într-un sat, Pocreaca se cheamă, cu ucenice mănăstirii, și acolo am îngropat pe fratele, apoi a rămas cea bătrână și am zis că o chema Iulia. Sora Iulia, vine la mănăstire, că dacă vine ceasul morții și n-are cine să se îngroape. Dar el ce lasă, mamă, că măicuța Domnului mă va înștiința când mor și vin din timp. Am găsit-o în sat căzuță jos, am științat-o că moare, copătoriți subțoară. Și a doua zi a căzut în comă și iată că Dumnezeu a ajutat și a mănuntat-o aici. A avut multe credințe, chiar așa cum era căzut în comă, cu mâna stângă se închina până a luat-o salvarea și până a murit.